Mașina a fost observată în râul Olt de o persoană care trecea cu căruța prin zonă. Aceasta a sunat imediat la 112, iar la fața locului au intervenit pompierii și poliția. Autoturismul a fost găsit în râul Olt, căzut într-o râpă la aproximativ 7-8 metri, în apropierea malului, adâncimea pe fiind de aproximativ o jumătate de metru. Cu ajutorul accesoriilor din dotare, autovehiculul a fost repus pe roți, în interiorul acestuia nefiind găsită nicio persoană. Polițiștii l-au identificat ulterior pe proprietarul mașinii, care se afla la domiciliul bunicilor săi din localitatea Cioroiu. Tatăl acestuia le-a declarat polițiștilor că el era la volan atunci când a căzut cu mașina în apă.